Grapefruitul alb și roșu. Beneficii, diferențe și contraindicații. Grapefruitul oferă protecție împotriva multor afecțiuni și asigură aportul zilnic necesar de vitamina C. De aceea, încearcă să-l incluzi în alimentație, mai ales acum, în sezonul rece. Grapefruitul alb și roșu. Beneficii, diferențe și contraindicații. Grapefruitul alb și roșu aprins fac parte din familia citricelor și este un fruct asemănător ca dimensiuni cu portocala. Acesta rezultă dintr-o încrucișare naturală între portocale și pomelo, de aici pornește și legătura în ceea ce privește dimensiunea sa. Numele de grapefruit provine de la faptul că acesta este crescut în ciorchini, exact ca și strugurii. Grapefruitul crește în zone cu climă caldă. Gustul acestui fruct poate fi amar sau acru, însă este benefic pentru organism, de aceea este necesar să-l integrăm în alimentația noastră de zi cu zi. Beneficiile grapefruitului alb și roșu întărește sistemul imunitar, grapefruitul este bogat în vitamina C, ceea ce înseamnă că este de mare ajutor în momentele în care gripa și răceala își fac simțită prezența. Contribuie la pierderea kilogramelor în plus, un studiu Asterix efectuat pe un eșantion de 91 de oameni obezi arată faptul că cei care au consumat o jumătate de fruct de grapefruit înainte de masă au pierdut semnificativ mai mult în greutate în comparație cu cei care nu au inclus acest fruct în alimentația lor. Asta se întâmplă pentru că grapefruitul are un conținut mare de apă, fiind de ajutor astfel celor care vor să slăbească. Îmbunătățește sănătatea inimii, consumat regulat, grapefruitul este benefic sănătății inimii prin reducerea factorilor de risc care contribuie la apariția problemelor de sănătate, hipertensiune arterială, colesterol crescut. Pe baza unui studiu Asterix s-a constatat că cei care mănâncă grapefruit de 3 ori pe zi timp de 6 săptămâni au resimțit scăderii semnificative ale tensiunii arteriale pe parcursul cercetării. Reduce riscul apariției pietrelor la rinichi. Consumul de grapefruit poate reduce riscul de a dezvolta pietre la rinichi, care apar din cauza unei alimentații nepotrivite. Acidul citric, care se găsește în fruct, este eficient în prevenirea pietrelor la rinichi. Grăbește procesul de vindecare a rănilor, vitamina C prezentă în grapefruit accelerează vindecarea rănilor minore, ceea ce înseamnă că ajută organismul să revină la o stare de sănătate mai bună. Diferențe între grapefruitul roșu și alb. Grapefruitul roșu are un conținut ridicat de vitamină în comparație cu cel alb. O ceașcă de suc de grapefruit roșu oferă aproximativ 2,645 unități internaționale sau 50% din necesarul zilnic recomandat de vitamina A, iar grapefruitul alb oferă 2% din aportul zilnic recomandat. Grapefruitul roșu este mult mai dulce decât grapefruitul alb și este preferat de majoritatea oamenilor. Valorile zahărului, fibrelor și caloriilor totale ale celor două tipuri de grapefruit sunt aproximativ la fel. O ceașcă de suc de grapefruit roșu conține aproximativ 97 de calorii, 16 grame g de zahăr, 15% din necesarul zilnic de fibre recomandat. Iar o ceașcă de grapefruit alb conține 76 de calorii, 17 grame g de zahăr, 10% din doza de fibre recomandată pe zi. Ce contraindicații are consumul de grapefruit? Consumul de grapefruit nu este întotdeauna bun, pentru că sucul sau alimentele care au în compoziția lor acest fruct sunt contraindicate pentru o mare parte din persoanele care urmează un tratament. Grapefruitul interacționează cu anumite medicamente. De exemplu, anulează efectul anticoncepționalelor. Nu este recomandat persoanelor care urmează un tratament pentru scăderea colesterolului din sânge sau celor care iau medicamente pentru bolile de inimă. În cazul în care doctorul ți-a prescris medicamente pentru următoarele afecțiuni, atunci este cazul să eviți în totalitate consumul de grapefruit. Alergie, HIV, SIDA, afecțiuni cardiace, depresie, tulburări de somn, afecțiuni hormonale, infecții, anxietate. În concluzie, grapefruitul îți oferă protecție împotriva multor afecțiuni și asigură aportul zilnic necesar de vitamina C. Însă, este important de reținut faptul că persoanele care iau medicamente pentru tratarea anumitor boli trebuie să evite să consume grapefruit, indiferent de forma sub care se găsește. Suc, fruct, sirop, pentru că anulează efectul tratamentului. Sănătate, apreciați materialul, distribuiți canalul și abonați-vă.